Salutare și bine v-am găsit! În filmulețul de astăzi vreau să vorbim un pic despre monturile pentru plută culisabilă, atât pentru plutele clasice folosite la pescuitul cu plută culisabilă pe ape foarte adânci, cât și o montură care ne va permite să atașăm în locul plutei clasice pentru, eu știu, pescuitul la meci, ne va permite să atașăm o plută clasică, o plută fixă pe firul nostru principal. Haideți să începem cu prima montură. Vom folosi o plută specială pentru un waggler special folosit pentru pescuitul la meci. Modalitatea de a o atașa pe fir este acest antirosicitor cu butoiaș. Nu știu cât se vede. Este un butoiaș care are o găurică în centru. Și haideți să vedem ce am avea nevoie. În primul rând, pluta și butoiașul, un antirosicitor, un plumb cu greutate de 4 grame, pentru că pluta noastră este 2 grame care sunt poziționate în vârful plutei, plus 4 grame care vor fi puse pe fir. Eu am aici un plumb culisabil de un plumbișor de 4 grame. Două stopere, un forfac cu cârligul legat și, bineînțeles, un stopăr care din fir textil pe care îl vom executa pe firul nostru principal. Acum puteți să folosiți atât genul acesta de, eu știu, ață dentară, dar puteți la fel de bine să folosiți și un fir textil. Grosimea pe care eu am găsit-o ideală este undeva un 0,16-0,18, mai gros va ieși nodul prea butucănos și se va agăța, ba de inele, ba de buza tamburului. O a doua, cealaltă montură care vreau să vă prezint este montura prin care vom atașa pluta fixă la și o vom transforma din plută fixă pe fir într-o plută culisabilă. Pentru a executa montura respectivă vom avea nevoie de plută fixă, o agrafă rapidă, cea mai mică variantă pe care o găsim pe piață, două mărgeluțe mici de plastic am eu, dar pot fi folosite și mărgele de sticlă, aveți grijă să nu dați atacul la mărgelele soției, sunt niște mărgeluțe mici, și bineînțeles, ca și la cealaltă montură, vom avea nevoie de un antirosicitor și de un cârlig. Haideți să trecem cu execuția primei, să începem cu execuția primei monturi. Avem firul nostru principal de la lansetă, să zicem, pe care trebuie să executăm nodul pentru stopper. Pentru aceasta luăm aproximativ 20-25 de centimetri de fir textil. Punem cele două fire în paralel. Pe firul textil, lângă firul monofilament, vom executa o buclă. Acesta este firul monofilament, acesta este firul textil și vom trece cu capătul firului textil prin bucla respectivă de 5, 6, 7 ori, de câte ori doriți voi, nu mai mult de 7 pentru că va ieși prea mare nodul. Interesul este să fie relativ mic acest nod, să nu se agațe în buza tamburului sau în inelele de la lansetă. Bun, am trecut de vreo 5 ori, 6 ori, n-am numărat. De mai multe ori am trecut firul nostru prin... Așa, strângem, nu foarte tare,
și vom obține un nod. Nodul va fi un nod care va culisa, ușor pe fir. Cu cât vom strânge mai tare nodul acesta, cu atât el se va mișca mai greu pe fir. Nu îl strâng acum, îl voi strânge pe baltă în momentul în care am stabilit cât de cât adâncimea la care vreau să pescuiesc. Abia atunci voi strânge nodul și voi tăia și din capete. Voi lăsa aproximativ un centimetru din fiecare capăt. Până atunci îl voi lăsa un pic mai lung, astfel încât în momentul în care am stabilit adâncimea să pot să strâng nodul respectiv mai tare și să se blocheze oarecum pe firul principal. Bun, haideți să tăiem surplusul, lăsând un 5-10 cm să avem de unde să prindem și să tragem. Așa, luăm pluta noastră cu butoiaș și îl introducem pe fir. Dacă și văd. Am introdus pluta noastră pe fir, iar pluta se va opri și va culisa până în nodul nostru. Următorul lucru este să tragem un stopper pe fir, pe firul principal. Iar ulterior să venim cu plumbul de 2 grame și să îl introducem și pe el pe fir. Tragem, venim și cu al doilea stopper. Eu folosesc niște stopere negre, fiind fundalul alb, sper să se vadă mai bine. Scopul acestor stopere care le punem înainte și după plumb este de a limita oarecum deplasarea plumbului, mai ales în momentul aruncării, dacă nu am avea stopările respective, plumbul va avea tendința să se urce în sus pe fir și va ajunge în plută și va împinge pluta în sus pe fir și nu ne dorim asta. De aceea două stopere sunt neapărat necesare. Al doilea stopper va regla cât de sus sau cât de jos va sta plumbul nostru față de substrat. Următorul lucru este să atașăm un vârtej. Și am atașat vârtejul la firul principal și tăiem surplusul, iar acum venim cu forfacul nostru. Eu voi face o buclă sau puteți să-l legați direct de... Eu o să îl scurtez un pic ca să se vadă pe cameră. Normal, forfacul poate să fie undeva între 15 cm și 30 de cm. Deci poate să fie chiar și mai lung. Dacă pescuiți, eu știu, dacă pescuim în zone cu valuri la care pluta are o mișcare în sus și în jos destul de mare și vrem totuși ca cârligul să rămână pe substrat, să nu se miște, vom folosi chiar și 40 de centimetri. Dacă vreți să pescuiți oarecum suspendat, putem să folosim un forfac ceva mai mititel. E alegerea fiecăruia, eu îl fac mai scurt, tocmai ca să se vadă. Și cam aceasta este montura cu plută culisabilă. Folosim pluta pentru pescuitul la meci. Adică acea plută care are, în loc de tijă, are un inel jos. Bun.
Sper că v-ați lămurit cât de cât cum funcționează montura. Se aruncă, pluta culisează în momentul în care suntem pregătiți. Ea va sta aici jos și va aterna acolo împreună cu plumbul. Se execută lanseul, plumbul se duce la fund și pluta noastră se va opri în stoperul din fir textil și se va așeza fie în picioare, fie dacă adâncimea e prea mare și trebuie să mai reglăm adâncimea, va sta ori culcată complet, ori înclinată, funcție de cum trebuie să o reglăm. Bun, haideți să trecem acum la cealaltă montură, nu înainte de a vă ruga să vă abonați la canal. În felul ăsta primesc și eu feedback-uri de la voi că ce fac eu aici este ok și vă plac filmulețele mele. Și în același timp și de la YouTube primesc niște date statistice care îmi spun care filmulețe sunt mai vizionate, care filmulețe sunt mai apreciate, care filmulețe vă fac să reveniți pe canalul meu și tot așa diverse date statistice, după care eu înțeleg cam ce filmulețe vă plac și ce aș putea să vă fac în continuare filmulețe ca să vă atrag atenția și să vă țin oarecum interesați. Bun, haideți să executăm încă o dată nodul opritor, în caz că nu l-ați prins de prima dată, deci 30 de centimetri, 20-30 de centimetri de fir. Ăsta fiind firul monofilament, acesta fiind firul textil. Se pun cele două fire în paralel. Pe firul textil facem o buclă. Iar cu capătul firului textil vom matisa prin bucla respectivă în așa fel încât să trecem și peste firul monofilament. De 4, 5, 6 ori, de câte ori vreți voi, până 7 ori, ca să nu iasă prea mare nodul. Strângem nu foarte tare. Și am obținut un nod. Tăiem capetele, dar le lăsăm suficient de lungi cât să putem pe baltă să strângem. Așa, iar acum vom trece la fixarea plutei fixă pe agrafa noastră rapidă. Este cel mai mic model de agrafă rapidă, cred că este mărimea 1. Am impresia că sunt și mărimea 0 mai mici decât aceasta, dar asta este suficient de mică pentru a putea fi folosită. Ce mai avem nevoie? Avem nevoie de un tubuleț de silicon folosit la ghidarea firului de păr. Este un tubuleț care este foarte elastic și vom putea să-l tragem pe ochetul de la agrafă. Haideți să vă arăt și cum. Se ia tubulețul și se ia agrafa, o strângem un pic să stea cele două brațe alăturate unul de altul și împingem tubulețul nostru cât mai bine pe moțul agrafei. Bine, bine, bine. Astfel încât capătul tubulețului să treacă de vârful acesta de la agrafă și să rămână blocat acolo. Eu mă ajut un pic și de unghii ca să-l împing. Și va arăta ceva de genul acesta. Bun. Luăm pluta noastră și o înfigem în bucățica de tubuleț rămasă liberă. La fel, trebuie insistat să o înfigeți
cât mai bine. La fel mă folosesc de unghii și încerc să trag de tubulețul de silicon astfel încât să se fixeze acolo cât mai bine. Iar acum avem o plută fixă care are la capăt un vârtej și care poate fi atașată pe firul nostru principal. Bun, haideți să trecem acum la firul nostru principal, care are nodul pe el. Din cauza că ochetul agrafei este destul de mare, cu siguranță ochetul va trece prin nodul, va trece prin acest ochet. Așa că ne vom folosi de două biluțe de plastic, niște perle de plastic, niște imitații după perlă, pe care le vom trage pe fir, dacă le și nimeresc. Da? Am tras perla pe fir și ea se va, având găurica mică, se va bloca în nodul respectiv. Venim cu firul prin ochetul agrafei rapide, care este atașat de pluta noastră fixă. Și pentru a asigura oarecum că nu se încurcă prea tare pluta noastră, vom veni cu a doua mărgică după plută. La fel, dacă reușesc să o trag pe fir. Și va arăta ceva de genul acesta. Bun. Acum, urmează să atașăm antirosticitorul, dar nu înainte de a trage pe fir două stopere. Un stoper înainte de plumb. Deci am tras un mic stoper pe fir. Așa, luăm plumbul de, cred că ăsta, să vedem, ăsta este de 2 grame, pentru că pluta noastră este de 2 grame. Asta însemnând că cu 2 grame de plumb pluta noastră va sta exact la baza antenei scufundată, deci va rămâne doar antena afară din apă. Eu elimin aceste tubulețe care vin băgate în plumbi, pentru că firul care îl folosesc e destul de gros. În mod normal nu le elimin, dar acum, pentru că firul care îl folosesc ca să se vadă pe cameră este gros, le voi elimina. Deci am stopperul, am plumbul. Și vin cu al doilea stopper. Și nu mai rămâne decât să atașez vârtejul. Iar de vârtej va veni legat cârligul. Nu mai insist pe cârlig. Cred că v-ați lămurit cu toții cum stă treaba. Cârligele, practic, le putem înlocui în funcție de ce pești vizăm. Dacă pescuim, de exemplu, după ciortan, după crap, putem folosi un cârlig mai mare. Dacă folosim pentru plătică caras, cârlige medii. Dacă folosim după, eu știu, babușcă roșioară sau alți pești de talie mică, niște cârlige mai micuță. Bun, am atașat și vârtejul nostru. Am tăiat surplusul. Și aceasta este modalitatea prin care se poate atașa o plută fixă sau se poate transforma o plută fixă într-o plută culisabilă.
și să o folosim acolo unde avem nevoie de finețea dată de o plută fixă, dar să putem pescui la adâncime mare, adică la adâncime care depășește lungimea vergii. De exemplu, la mine pe Siret, la 7 metri pe baraje, la 7 metri distanță de mal, am 7 metri adâncime. Este, panta este foarte abruptă și de multe ori cu un băț sau cu o boloneză și cu o montură clasică nu voi putea ajunge să pescuiesc la adâncimea respectivă decât dacă folosesc, eu știu, o boloneză de 10 metri ca să pot să lansez și montura, pentru că montura mea cu plută fixă va fi aproape la aceeași lungime cu bățul. Bun, deci aceasta este cea de-a doua montură, acesta este modul în care se poate atașa o plută fixă la și să o transformăm într-o plută culisabilă pe fir. Iar montura cu butoiaș este montura clasică pentru plută culisabilă. Sper să vă fi plăcut cele două monturi prezentate de mine azi. Vă aștept, din nou, cum am spus, vă aștept cu o abonare pe canal, cu un like, cu un comentariu, cu o părere, orice care mă ajută să înțeleg ce filmulețe aș putea să vă fac în continuare, ce monturi să vă prezint, ce v-ar interesa. Cu acestea fiind spuse, vă urez o zi faină și fir întins dacă sunteți la pescuit.